Prima zi a festivalului toamnei a lăsat în urma sa multe emoții pozitive, dar și multe gunoaie. Viceprimarii care s-au ocupat de eveniment au decis să schimbe obiceiul prost din fiecare an. Edilii au luat măsuri serioase în această privință. Intenționăm să suplimentăm zonele de pubelele pentru depozitarea gunoiului și în același timp toate organele care asigură ordinea și liniștea publică să ia atitudine vis-a-vis de anumite comportamente antisociale ale cetățenilor. Ce o nemulțumește mai exact pe liberala de la municipiu? Și aici mă refer la faptul că se mănâncă semințe, se vând semințe în acest areal și, desigur, există și tineri care în aceste perioade pot avea comportamente care deranjează pe cei din jur. Joi, în prima zi de September Fest, la festival au fost prezente inclusiv echipaje de la Jandarmerie și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.